Aproximativ 300 de cicliști profesioniști și amatori au luat startul sâmbătă 21 mai în Ioveni la prima ediție a competiției Turnirul Nobililor, ce face parte din circuitul Road Grad Tour. Din Ioveni și din zonele limitrofe au participat 80 de cicliști. Premiile sportivilor au fost cuprinse între 700 și 1000 de lei, plus câte un kit pentru ciclism, diplome și medalii. Iată câștigătorii. Masculin, premiul 1, Marin Frunzeanu. Premiul 2, Valentin Ion Roșoagă. Premiul 3, Zabo Norbert. Feminin, premiul 1, Monica Serachitopol. Premiul 2, Adriana Ceaușescu. Premiul 3, Esterana Maria Coteață. Categorie specială, clasament concurenții din Mioveni. Premiul 1, Vlad Bica. Premiul 2, Răzvan Bada. Premiul 3, Damian Șerbănel. Organizatorii au fost CS Dacia Mioveni și Asociația Județeană de Ciclism Prahova, în parteneriat cu Primăria orașului Mioveni, Consiliul Județean Argeș, Orinci România și SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL.